Yo, salutare, eu sunt Mati Danco și bine ați revenit la un nou episod din minunata mea serie de Minecraft. Astăzi, după cum ați văzut, da, am ajuns aici în templul ăsta minunat și avem aici sub noi aceste minunate patru chesturi și trebuie să fim foarte atenți pentru că este o bombă aici. Nu știu unde este bomba, dar știu foarte sigur că este o bombă, deci da. Am ajuns în sfârșit la acest templu. Și chiar este un templu, adică cred că știți și voi de templul ăsta dacă vă jucați Minecraft, dar dacă nu vă jucați Minecraft, vă spun acum că templul ăsta chiar există. Bun. Ușor. Mamă, nu pot să cred că am ajuns. Am găsit diamante. Perfect, am găsit diamante, ceea ce este foarte bine. Nu știu ce-i carnea asta, dar este foarte bine, fraților, este foarte bine. Ok, bun, deci avem multe lucruri de luat de aici, trebuie să fim foarte atenți. Și înainte să începem acest episod, v-aș ruga extrem de mult să nu ezitați să bubuiți butonul ăla de like, pentru că altfel nu pot să spun. Uite, gold, frate, gold, tocmai ce este mai bun decât goldul, frate, adică ce e mai bun decât un gold? Bine, sunt multe lucruri. Să vedem ce avem în chestul acesta. Iar avem gold, foarte bun. Mamă, deci sunt atât de bucuros că am reușit să ajung până aici. Nu credeam că o să ajung niciodată aici, dar uite că am ajuns. Aparent inventarul nostru este plin, așa că ar trebui să vedem cum. Ok, am găsit și acest iron. Ok, deci chestul ăsta este gol. Perfect. Chestul ăsta este gol. Chestul ăsta este gol și mai avem doar un singur chest care trebuie luat înainte de a face mai multe chestii după. Hai să luăm și acest gol foarte frumos. Îl punem aici. Mamă, dar avem o grămadă de oase, nu știu ce sunt oasele astea. Ok, deci inventarul nostru este plin, fraților. Inventarul nostru este plin. Am găsit o grămadă de iron, frate. Nu știu ce caut acest iron aici. Ok, ne-am umplut inventarul, am luat toate chesturile astea. Acum, cum mai ieșim noi de aici? Bun, hai să încercăm să ieșim de aici. După cum am putut vedea, vine și noaptea. Ok. Bun. Hai să ne punem în pat. 14, 9, 9, 14, 9. Sleep, open chat. Mergem aici frumos. Aici. Ok, bun. Da, unde e ieșirea? Yes. Bun, fraților. Am reușit să scăpăm din acest minunat templu. Dar ceea ce contează extrem de bine și este foarte bine este că am luat aceste patru chesturi acolo frumos. Până să mai luăm chestii din asta. De fapt, hai să nu mai luăm, pentru că e posibil să cădem și nu vreau. Bun, în sfârșit, hai să ne întoarcem la o casă mai veche, pentru că dacă nu știți, în afară de casa care ne-am construit-o acum câteva episoade, adică episodul trecut, acum câteva episoade, o avem și pe aia, doar că am o casă mai mică unde aș vrea să locuiesc acolo, pentru că, na, vreau să mai locuiesc și acolo, pentru că dacă am două case, este bine să le folosesc pe amândouă. Și știu că este după această pădure amazoniană. Deci, da, fraților, am reușit să luăm, am luat gold, diamante, doar că diamantele astea nu poți să faci nimic cu ele, nu poți să-ți construiești o sabie din diamant sau ceva din diamant, poți să le dai doar la săteni și să-ți dea ceva în schimb, tot e bun, adică, decât deloc, e mai bine. Bun, hai să fim foarte atenți aici. Mamă, deci mi-e atât de frică, dar nu știu de ce mi-este frică, pentru că până la urmă am reușit să deschidem alea și este zi și nu poate să vină niciun zombie, dar nu știu, chiar sunt foarte bucuros.
Bun, acum hai să vedem dacă mai știu pe unde este casa mea, minunata mea casă. Mama, am deschis chesturile alea. Deci de acum să știm că templul ăsta este aici. Și după cum am auzit, dar cred că v-am mai spus în episodul ăsta, că acolo, în mijlocul chesturile alea, este o bombă care nu știu ce, și bomba aia, dacă te pui pe ea, poți să mori. Dar da, hai, trebuie să ieșim de aici. Hai, frate. Hai, bossule. Ok. Nu vreau să mă pierd, te rog. Nu vreau să mă pierd. Nu este ziua mea de a mă pierde. Chiar nu este ziua mea de a mă pierde. Bun, ok. Hai, frate. What? Casa noastră? Unde e? Unde este casa noastră? Este imposibil acest lucru! Unde mi este casa? Ok, vreau să mergem înapoi în acel deșert. Pentru că de acolo... Băi, deci dacă mă pierd pe aici, este groaznic. Dar știi? Măcar avem niște lucruri la noi. Ce caută acest porculeț aici? Mamă, deci ce mă enervează pădurea asta? De ce ar trebui să fie o pădure aici, frate? De ce trebuie să fie o pădure aici? Fix aici, de ce? De ce? De ce? Bun, hai să mergem ușor, ușor, ușor. Ok, chiar sper să nu ne fi pierdut, pentru că nu-i ziua bună. Adică, în primul rând, am deschis și era să spun seiful obișnuit din forme din episodul ăla. Adică am deschis chesturile alea, am fost la templu, am deschis chesturile și chiar nu-i ziua bună de... Chiar nu. Dar da. Na. Dacă o să ne pierdem, asta ne-a fost dat să fie. Bun, deci parcă știam. Uite pe acolo, mă, parcă se mergea. Pe acolo, fratele meu, pe acolo. Pe aici. Bun, dar pe unde am venit? Nu! Se poate. Așa ceva. Ok. Bă, dar unde e casa mea, frate? Unde mi-e casa? Este imposibil așa ceva. Ce este asta? Eu nu pricep asta. Deci, pe bune, frate, după ce am luat aceste minunății, ne mai și pierdem. Adică, nu știu, vreau să mi le pun în chest ca să fie la adăpost. Mamă, ce este cu gura asta aici? Uite, doi panda. Nu știu, trebuie să fie ori pe aici, cred. Nu știu, n-am mai fost în viața mea pe aici. Nu știu ce-i drumul ăsta, nu știu ce-i aici. Ok, dacă o să ne pierdem, va trebui să ne facem o altă nouă casă. Este a patra oară când ne facem o nouă casă în Minecraft. Deci, nu. Eu nu pricep chestia asta. Nu pricep pe unde am venit, de am putut să mă pierd, doar știam că se vine pe aici. Dar nu pricep, frate, pe unde, deci... da, nu vreau să închei episodul aici. Chiar nu vreau să închei, chiar este un episod foarte bun. Chiar este un episod extrem de bun. Chiar e foarte bun episodul ăsta. Ai, frate, chiar vreau să, nu știu, chiar vreau să îmi găsesc căsuța, să-mi pun în chesturi, dar văd că, na, cam vine noaptea și e cam nașpa dacă te mă prinde noaptea pe aici. Dar nu știu ce e pe aici, gen.
Ok. Cred că pe aici e drumul, corect. Cred. Nu știu. N-am mai fost niciodată aici. Ce-i greșit cu pădurea asta, frate? Ce este greșit cu această pădure? Nu pricep, de ce trebuie să fie această pădure aici, frate, fix aici, fix și fix acum, fix după acest minunat episod și fix după ce am deschis seiful, trebuie să se întâmple chestiile astea. Ok. Bun, deci vă rog, scrieți-mi în comentarii cum se ies de aici, sau nu știu dacă reușim să ieșim. Eu cred că vom reuși. Bă, dar cât mai avem de traversat, frate. Ce caută care? What? Acest urs panda e mort? Oh, oleu și vai de capul meu. Cred că o să ne construim alt. Ba nu! Cred că am văzut! Cred că am văzut sau... Na, nu știu. Bun, am ajuns aici. Bun, am ajuns aici. Ce este acest loc? Văd bambus, văd o oaie, dar nu văd casa. Deci nu știu de ce trebuie să se întâmple chestiile astea, dar știi, foarte important, și ăsta este cel mai important lucru, că contează că am deschis save-ul, că am deschis acele chesturi și că... Nu, dar cred că știu ce voi face. Voi face o idee. O să am o idee cam trăsnită. Bun! Am o idee. Unde îmi este casa? Bosule! Unde îmi este casa? Unde mi este casa? Unde mi este casa? Ok, dar nu ne găsim casa. Cred că aici vom încheia și noi episodul ăsta, pentru că nu avem ce să mai facem. Dar, da, hai măcar să mai luăm niște cărniță de la oaie. Pentru că nu prea avem mâncare, avem doar niște de la găină ceva. Avem doar niște mâncare de la o găină, dar nu este de ajuns. Uite oaia asta, oaie, trecem cu a. Mulțumesc. Da. Bun. O să lăsăm ba nu, mă. Dar uite, știi ce cred că o să lăsăm? O să lăsăm, cred. Dar nu știu ce să lăsăm. O să lăsăm penele astea de găină, pentru că nu le trebuie. Ok, și am luat cărniță. Da, fraților, vine și noapte și noi încă nu ne găsim casa. Dar da, poate în celălalt episod care o să urmeze, poate o să ne găsim casa, cine știe. Deci da, nu uitați, foarte important, de like și subscribe și vă rog, ajutați-mă să-mi găsesc casa, pentru că, na, chiar aveam o casă destul de mișo. Deci da, eu am fost Mati Danco, nu uitați, foarte important, de like și subscribe, cele mai importante lucruri. Iar noi, ca întotdeauna, ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!